Bună, prieteni! De mult timp nu ne-am văzut, pentru că tinerii jurnaliști tot au nevoie de o mică vacanță. Dar astăzi am revenit cu noi reportaje și cu diversi oameni. De aceea, dacă sunteți interesați despre tot ce se întâmplă în Basarabeasca, rămâneți cu noi. Condiția obligatorie este să vă relaxați în timpul vizionării emisiunii. Vom începe cu un reportaj unde protagonistul este un tânăr profesor originar din satul Sadaclie, care predă limba engleză și germană într-un mod interactiv și captivant, atât la liceul din satul lui Mihai Eminescu, cât și la Constantin Estere din Abaclie. Mai multe detalii vom afla în reportajul Eleonorei. Profesor este să te mistui arzând, dăruind lumină elevilor, discipolilor. Predau din 2011, deci se fac anul ăsta, cred că 6 ani, cu toate că am absolvit prin 2002, dar am activat în alte domenii decât cel pedagogic, deci a parvenit o propunere așa, la un consiliu de familie să vin ca profesor, deoarece era nevoie în școala din sat. La moment predau limbile engleză și germană. Cei case câteodată, nu să vă spun, sunt deranjați, că eu mă culc mai târziu decât ei. Deci pentru a mă pregăti de lecții, deci trebuie să țiește pe toți să se culce, să fie liniște în casă, ca să-mi pot să-mi pregătesc ceea ce vreau să cer totodată de la discipul, de la elevi. She likes some books and you? Others. Other types of books. That is why it sometimes it's difficult and you don't like them. Pregătirea pentru ore, pentru profesor, cred că durează cu mult mai mult decât a unui elev pentru ore. Mai vorbeam, nu știu cu cine venea, orică le spuneam că când eram elev nu mă pregăteam atâta de lecții cât acum când sunt profesor. Deci, așa, în mediu spun la 3 ore. Decizia de a fi legat de limbile străine a venit în 97, când am plecat la colegiu și apoi la universitate. Deci nu aveam ca scop final să devin profesor și, respectiv, absolvind colegiul, universitatea, deci am primit practic 3 profesii, traducător, filolog și pedagog sau profesor. Dacă m-am menținut și încă mă mențin pe acest teren, să spun, de 6 ani, cred că îmi place ceea ce fac și sper că cât de cât o fac bine. Următorul reportaj este la fel de interesant pentru că colegele mele, Maria și Alina, prin intermediul creației yemeniștiene, ne cheamă să fim mai sensibili la ce e frumos. Vă invit să savurăm din poezia marelui poet. Poezia eminesciană întrezește sentimente de admirație prin imaginile artistice pe care le redă. Una dintre poeziile care mă transpune în imaginea poetică este Catrene.
Ea îmi sugerează legătura indispensabilă dintre oamenii cei se iubesc. Îi invit să desprindem firul acestei legături din poezia Catrene. Când te pierzi în valul veții, trist la țărm doar eu rămân. Brațe fără de nădejde, navă fără de stăpân. Cum se turbură izvorul când din el durmețul bea, astfel mă înfioară dorul când răsari în calea mea. Tu ești aerul, eu harpa, care tremură în vânt, tu te miști, eu mă cutremur, cu tot sufletul în cânt. Eu sunt trubadurul, lira este sufletul din tine, am să cânt din al tău suflet, să fac lumea să suspine. După acest material, cred că nu ne rămâne decât să citim poezia lui Eminescu, întrucât poetul rămâne viu prin creație, iar opera sa este un testament pentru multe generații înainte. Iar acum, treptat trecem la un alt reportaj despre care nu vreau să spun nimic, pentru că e clar tot de la început până la sfârșit. Acest material l-am pregătit împreună cu colegul meu, Alexandru. Atât minciuna cât și adevărul pot avea valențe pozitive, dar și negative. Însă trebuie să cunoaștem când și în ce circunstanțe trebuie folosite. Mi s-a părut să uită ștătea ca bol la partea mea. Sunt absolut de acord. Trebuie cum bol ștătea. Mi pare să vedeți despre mine, vorbesc. Nu, ți s-a părut. E bine. Care atunci următoare lecție? Mi-e pare să vorbesc despre mine, vorbesc. Da, au vorbit rău despre tine. Ileana, mi s-a părut că trișezi la test. Nu, eu nu copiez. Într-adevăr, eu le-a scris în greacă. Ei bine, atunci continuați. Ileana, mi s-a părut că trișezi la test. Nu, eu nu copiez. Aha, nu copiez, are opțiune ca scoză. Iuliana, după ore vii să scrii un test individual. O, nu. Iar mi-a apărut o acne. Hai, lasă, dacă n-aveai să-mi spui, nici nu era să observ. O, nu. Iar mi-a apărut o acne. O, Doamne, cât e de mare! Încă săptămâna îți mergi cu dânsa. Așadar, avem nevoie de adevăr, dar și uneori de minciună, căci ambele fac parte din viața noastră. Din acest motiv, trebuie să găsim un echilibru între ele. Pasărea Bească este un oraș mic, dar cu multe lucruri și locuri frumoase, însă sunt și din cele care mai lasă loc pentru, însă loc pentru mai bine. Bine. Pasărea Bească este un oraș mic, dar cu multe lucruri și locuri frumoase, însă sunt și din cele care dintre cele care mai lasă loc pentru mai bine. Dar ai citit bine textul? Da, desigur, am citit, doamna Ludmila Casă, bine, foarte bine. Bine, Nicoleta. Ok. Nicoleta, ai citit bine textul acasă? Nu, doamna Ludmila, nu am avut suficient timp. Eu de câte ori să repet că textul trebuie citit acasă. Alegerea este dificilă dintre adevăr și minciună, mai ales dacă după adevăr urmează consecințe. Iar acum trecem la un alt subiect.
Basarabeasca este un oraș mic, dar cu multe lucruri și locuri frumoase. Însă sunt și din cele care mai lasă loc pentru mai bine. Din acest motiv, Magdalena a hotărât să întrebe de locuitorii orașului ce le place în el și ce nu. Fiecare din noi, mergând pe stradă, observă lucruri pe plac sau nu chiar. Vă propun să vedem opinia locuitorilor și a oaspeților despre orașul Basarabeasca. Мне нравится, что все-таки что-то делается в городе, и мне нравится, когда убираются улицы, а они в этом году как-то вот более чистые. И центр города смотрят за порядком в центре, и даже очень многие приезжие отмечают, что центр города очень красивый. Ну, как бы это мой родной город, мне много что здесь нравится. Так трейск, аici cum pot spun că nu-mi place. Bine că este casă de creație, unii copii pot să se ocupe adăugător, școala muzicală. Принципе, все нравится. Mie îmi plac, e ca că sunt scaune și îmi place parcul celălalt, fiindcă sunt scaune și este un loc pentru copii unde poți să te joci, unde poți să stai, să scuți muzică, o carte să citești. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы в городе больше внимания уделяли озеленению. Вот. Чтобы больше внимания уделялось чистоте, благоустройству улиц, не только центральной, но и вот второстепенных улиц. Cred că îmi place cel mai mult în orașul Basarabeasca cum se comportă oamenii. Sunt destul de buni, înțelegători, încearcă să te ajute atunci când ai nevoie de un ajutor. Îmi place că orașul cum? E aer curat aici, vă spun. Eu am fost pe Italia, pe Rusia, am fost eu. Și acolo îi spun că e mai bine, dar eu vă spun că e mai bine aici, la noi poți să mănânci bani de trăit aici. Dar la noi pământul la noi floare, aur, se poate trăit aici. Poți să-mi plumbi bani, ca și. În orașul Basarabeasca îmi place parcul care a fost construit nu de mult, casa de creație, unde copiii își pot dezvolta mai departe talentele. Наверное, люди. Мне кажется, это дружные люди. Но мне понравилось, как было в городе сделали на Новый год для детей. Вообще это было интересно, мы каждый вечер ходили, гуляли. А что вам не нравится? Наверное, дороги. Потому что вот даже ходить на каблуках, я всегда боюсь поломать мои ноги. Наверное, хотелось бы, чтобы дороги все-таки были ровнее и чтобы взяли за это. Делают пи, я же говорю, мои закондучили, спижу с Марки, с Вады, они сгрупили. Și chiar și acolo, lângă gară. Măi, nu poți merge pe așa drum cu mașina, nu pe jos. Dar măcar ești chetruș, poți acolo și nesip, de spatele, crezi că găurile astea se fac de față, măcar ceva. Rutierele merg destul de rar, mai ales la orele de dimineață. Și uneori chiar ar trebui să aștept rutieră, ca să plec acasă, chiar o oră întreagă. Și era destul de frig și destul de greu. Nu-mi place în oraș că mi-e puțină lume. Practic, oraș s-a transformat într-o localitate rurală. Стынчу рамаз дин фоста файма, а Бесарабщика центр коммерчал, канод декали ферраты. Проблема с ну нема урашл, да, генерала царей. Кынь вагабонцы иди дурит касфи май пцинь, кы с адреса за копиш, орис инт спирец ди кынь, орис инт мушкац ди кынь, ши иди дурит касфи май пцинь кынь вагабонцы. Nu-mi plac clădirile astea răspite acolo în centru, care sunt rispite și stau. Ori să fii rispit cu totul, ori să fac ceva cu ele. Vederea o strică, atunci când, chiar când te urci în deal la monument. Casa aceea care este rispită acolo, fără uși, fără ferestre, ce folos. Nu-mi place că sunt alte străzi care parcă par abandonate, dar acolo trăiește lumea. Какие-то времена люди собирались, чтобы убрать стадион. Почему не делается? Почему люди сидят и ждут, чтобы кто-то пришел из-за них сделал? И обязательно это должен быть примар, чтобы он пришел и убрал на той площадке, какая-то площадка на Фламенде, какой-то стадион. Почему людям не, это не так сложно не собраться и убрать вот эти для своих же детей какие-то места для своих же детей? Волонтерская работа – это великая движущая сила в городе, могла бы în ultimul timp a început să fie curat pe drumuri, gunoi, ăștia nu e atât de mult, drumurile sunt mai bune,
lumină este prin centru, dar îți dorit ca să fie peste tot ulei, peste toate străzile, ca să nu fie întuneric. Sperăm că ați aflat ceva nou pentru voi despre oraș și poate chiar unele păreri au coincis cu ale voastre. Iar noi, de la redacție, la fel avem ceva de spus la acest capitol, unde este loc pentru mai bine. Despre ce este vorba, aflăm în continuare. Orașului Basarabeasca pe strada Carlo Marx și putem observa că străzile sunt iluminate suficient de felinare. Și de diferite magazine. Însă nu peste tot este așa de bine, deoarece la mijlocul străzii gării felinarele își au rămas bun de la noi, căci în continuare nu le vom mai vedea. Astfel, sunt nevoită să-mi conectez lanterna pentru a vedea pe unde calc, fiindcă autoritățile consideră că dacă nu suntem pe strada principală, dar pe strada gării, nu simțim nevoia iluminării stradale. Să ne axăm doar pe părți negative, fiindcă sperăm că această problemă o să fie rezolvată. Astfel, trecem la un alt subiect, în care vă prezentăm frumusețea iernii și părerea copiilor despre acest anotimp. Există și la noi poveste, doar că în chip de fulgi de nea și săniuțe. Haideți împreună să pătrundem în lumea poveștilor! Iarna se asociază cu multe zăpadă, sărbătorile creștine și cu jocurile distractive a copilului. Eu mă asociez cu liniște sufletească și cu mulți copii cu zâmbetul pe buze, cum se distrează. Eu când aud cuvântul iarnă, îmi imaginez multă zăpadă, copii la săniuși și frig, mult, mult frig. Zăpadă, totul să fie alb și interesant, copiii să joace cu zăpadă. Săniuș, anul nou, Crăciun, zăpadă. Este un motiv de distracție și în Basarabeasca a fost organizată o discotecă pentru tinerii care doresc să se recreeze. Cum a fost, vedeți în câteva secunde.
There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shade. Don't let them see me down. You have taken over my days. So tonight I'm going out. Yet I feel like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I've only spoiled the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee, la-da-do, la-da-do-me, la-da-do-you. La-di-dee, la-da-do, there's only me, there's only you. La-di-dee, la-da-do, la-da-do-me, la-da-do-you. There's only me, there's only you. La-di-dee, la-da-do, la-da-do-me, la-da-do-you. La-di-dee, la-da-do, when you were gonna think of you. La-di-dee, la-da-do, la-da-do-me, la-da-do-you. Acesta a fost ultimul reportaj din ediția 33 și cu zâmbetul pe buze din partea echipei, îmi au rămas bun de la voi. Pe curând!